Judecătoarea din dosarul Loteria 2, în care este inculpată Camelia Voiculescu, s-a retras. Magistratul Otilia Bomboș de la Tribunalul București a făcut o cerere de abținere în acest caz, pentru că, spun surse judiciare, cele două ofici ale sale ar fi angajate ale trustului intact pe care îl conduce Camelia Voiculescu. Mai exact, în 2009, judecătoarea a consemnat în declarația sa de avere că fiica sa, Bianca Bomboș, a scris câteva articole în publicația Financiarul, controlată de familia Voiculescu. Vă reamintim, fiica mogulului este acuzată de manipularea pieței de capital în dosarul Loteria 2.